Bă, Rafaele, ai mă milă, bă, frate! Astăzi vreau să vă prezint o experiență impresionantă pe care am avut-o recent la un turneu de Minecraft PvP. Totul s-a întâmplat la Ice Island pe live, un turneu organizat de cei de la Gaming Marathon în colaborare cu cei de la Agon by AOC, care a oferit câștigătorului un monitor în valoare de 5.000 de lei. Ei bine, ați auzit, parcursul meu în acest turneu a fost unul surprinzător, intrasem cu gândul de a mă distra și a încerca o nouă experiență, dar ce să vedeți, chiar am ajuns în finală, iar de aici nu vă mai dau spoilere, vă las să vedeți întregul videoclip. Dar înainte de toate, dați un like, să faceți și noi peste 100 de like-uri și lăsați acolo un comentariu dacă credeți că am câștigat sau nu, iar la final reveniți în comentarii să-mi spuneți dacă ați ghicit sau nu. Vreau să spun că te-am iubit, ai bebe dacă mor, bro, ai bebe, what? Huh? Interzis. Că Rafael Grâmu, mă, bă, puteaia Rafaelilor! Nu există așa ceva, nu pot să cred. Care erau șansele? Finala e Rafael vs. Florian, cine câștigă acest minunat monitor? Rafael G. Hai să-l zic, Gaming Marathon, Agon by AOC, bravo, frate. Hai să vedem. Din 14, 8. Cine e 8? Rafael Grâmu. Opa, bă, dar câți Rafael avem, bă? Frate, câți Rafael avem, că nu înțeleg, efectiv, sunt în stare de șoc. Ok, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vlad. De pe Vlad, ai Styland. Vreau să spun că te-am iubit. Ai bebe dacă mor, bro. Ai bebe, what? Huh? Interzis. 3, 2, 1, go, 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 go! Hai mă cu arcul, vreau să văd niște acțiune cu arcul ăla. Vlad, dormi! Huh? Ok, hai să vedem. După o să avem semifinalele sau ceva. Mă, frate! Oh my god, când am zis că vreau să văd ceva cu arcul, nu am zis chiar așa, adică asta e deja umilință, bro. Oh god. Uite-i, bă, băiatule, bă! Bă, fratele meu, ia uite-i. Bă, Rafaele, ai mă milă, bă, frate, ești... Wow, ok, GG. Bă, Rafaele, Rafael Grâmu. Să te, Rafaele. Jixul câștigă pentru mine iubire. Primul va fi 1, 2, 3, 4, 5, Rafael Dream 2. Da te, Rafael, yeah. Bun, și 6. Adică Rafael Grâmu, mă, bă, puteaia Rafaelilor! Nu există așa ceva, nu pot să cred. Care erau șansele? Cât de epic e asta? Hai să vedem. 3, 2, 1, go! Hai să vedem, mă, ce Rafael câștigă? Sigma Rafael. Mamă, 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 bătaia Rafaelilor, asta e insane. Asta trebuie să fie pe cinste. E Rafael? Bro, asta o să fie pe cinste for real, like, bro. Fafa? Mă, Fafa o să fie? Hai, mă, ce se aleargă, bă, Fafaeli. Opa. Opa. Oh my god. Nu se poate. Doamne și domnilor. Incredibil. Ce Rafael câștigă? Asta e întrebarea. Cum Rafael trebuie să câștige? Hai, mă. Hai, mă, Rafaelilor. Nu mă dezamăgiți, vă rog eu. Vă rog eu, nu mă dezamăgiți. Bă, ce fug, mă, șobolanii, bă, dar ăștia chiar strikehards. Ia, 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 ia. Opa. Opa! Opa! De ce fuge? E, pe zgherțoi, da-aia. Ca să nu stea. Bine zis, Floriane. Ai fost filozof? Hai, mă! Nu mai durează, cred că o să dăm pe hard. Finish him! Finish him! GG! Finaliștii vor trece aici, pentru că tu, Rafael, într-adevăr, ești un finalist în momentul acesta. N-am ce să zic, ești un finalist, recunosc. Hai, iubirea mea, Jinx, bă, frate, cu iubiri, cu d-astea, bă, eu nu cred ce se întâmplă aici. Crab, Rafael, The Jinx și Florian. Cine va fi câștigătorul? Cine va câștiga monitorul acela? Împărțim monitorul în 4. Finaliștilor, vă rog să ieșiți de pe live, pentru că n-aveți voie să vă uitați, ok? Pentru că o să vă luați spoiler. Ne-am hătărât? A, da, 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 da. Sunteți pacifici, voi. Rafael Grâmu versus Crab. Și după o să fie Florian versus unul dintre ei. Mamă, frate, nu pot să cred că deja e over. Rafael Grâmu și Crab. Mamă, deci asta e moment epic, atenție. 3, 2, 1, go. Hai, mă. Hai, mă, băieți. Ok. Mamă, i-a dat-o, el a dus pe Crab direct în Antarctica, i-a dat. Ok. I-a dat-o lui Crab din nou. Hai, mă.
Ok. Hai mă, Rafaele, nu mă dezamăgi, te rog eu. Nici tu, Crab, nu mă dezamăgiți, vă rog. Se omoare în același timp, gen, ar fi prea egalitate după. Nu, gata, nu te. Și nu te mă, bă, alo, ce semne își dau ăștia, mă, între ei. Ha mă, nu te dezamăgesc? Haide! Ha mă. Florian, uitându-se la asta, gen. Mamă, bă, e prea tactic, zici că se joacă șah aici. Eu țin cu Tom. Bine, mă, Tom, hai, let's go. Nu știu cu cine să țin, bă, eu țin cu amândoi. Haide, mă. Bă, frate, hit pe hit. Mamă, și-au dat cu pățul același timp, nu cred. Prea tare, dacă venea Marco, cred că era deja oricum over, dar îmi place și așa. Mamă, rip căscuță. Mamă, Crab, ce ai făcut, băi, băiatule, ți-ai luat mai multe hituri. Da, înseamnă că și Rafael e aproape gata cu casca aia, poți să vă doare? Nu pot să mă așa, dar e aproape gata și Rafael cu casca aia, nu mai are durabilitatele aia oricum. Dar mai am amândoi tot temele? Mamă, lejer. Florian are 200 de bătăi pe minul la inima acum. Mamă, s-au dus și pantalonii. Ăsta, pantalonii, domnule, papuci. Holy shit, dude. Bă, frate, dar se ține Crab bine rău, gen. Adică omul se ține ca lumea, n-am ce să zic. Se ține bine rău. O să las pe aniste, Florian, cred. Wow, bro, ai status tot armura și o muncă rezistă. Wow, Crab, bă, chiar dacă pierzi ești un învingător, adică ești un supraviețuitor. Bă, și-a dat el armura jos, GG, Crab. Bine jucat, bravo, Rafaele, pentru câștig. Să te pun aici cu Florian, probabil ne întreb de ce. Pentru că, șobolanilor, ia uitați-vă la mine în ochi. Ce ai, mă? Băi, băieții, ia uitați-vă la mine. În momentul de față, finala e Rafael versus Florian. Cine câștigă acest minunat monitor? 4K, 144Hz, 1000 de secundă, rată de răspuns, 27.000. Finala, între voi doi, cu ce să fie, e întrebarea. Bătălia va fi în felul următor. Pumni, goi și mereu pe. Hai să facem un stropul. Cum să fie finala? Pumni, goi, full netherite plus poțiuni plus mereu pe. Standard însemnând iron, sabia, iron, etc. Sau pumni, goi, nu, pumni și mereu pe. Hai să vedem. Ce votează lumea, așa o să fie. Gen, cum votează lumea, așa e. Na. Unul pe unul, digă-l pe Sam. Clasic. 3 din 3. Mama, lumea votează. Mama, e bătălie între Pum Goi și Full Netherite plus poțiuni plus mereu OP. Ok, da, a câștigat Full Netherite. OP Florian, OP Rafael, că mă gândesc că nu mă banați acum sau ceva, că oricum am consolat. Boy. Cine câștigă monitorul? Egan by AOC modelul AG274UXP 27.4K, 144Hz, rata de răspuns 1000 milisecundă, USB-C, în care poți să-ți încarci viața efectiv în USB-ul ăla. Sunteți gata? Este întrebarea. Good night, sweet dreams. 3, 2, 1, go! Hai, oh my god, am emoții, bro. Bro, am emoții, efectiv. Oh my god. Wow. Efectiv. Wow, mam! Holy! Ok. Bă, frate. Ce băi a pus up? Da, băi, ești nebun. Ok. În următoarele momente o să vedeți cum am făcut o greșeală care m-a costat enorm. După voiam să fug, să-mi dau viață și mă cam panicasem puțin și e drept, dar vedeți acum ce urmează. Nu ia foc, are gap-ul băgat, nu ia foc, Rafael, înțelege că nu ia foc, efectiv. Nu, Rafael, n-ai cum. Nu cred! N-are cum! Nu se poate! Bine, mă, Rafaele, oricum GG, Florian, ești câștigătorul monitorului de 27 de inch! 144! Să dai aia 100 de euro, Floriane! Ok, GG! Felicitări, Florian! Și tu, Rafael, ai câștigat... Oresculat! Respectul meu etern, sincer să fiu!